Bună dimineața! Astăzi vreau să vă vorbesc de, din nou, despre experiențele trăite prin viață sau de ceea ce auzi și vezi la alții. Și pe care mai inițial și te duci la biserică și te rogi. Să deștepte oamenii care au scos perlele și toate cele, da, așa mori. În fine, este în felul următor. De data aceasta este vorba de un cuplu, băiat și fată. Băiatul venea la muncă, dar doar ca să-și ia soție, ca să stabilească în glia fetei, nu a lui, făcea naveta în județul ei, muncea în județul ei, dar el a venit doar să-și cumpere, să-și facă familie în Anglia. Și într-o zi o întreabă pe fată: auzi, nu vrei să-mi fii mireasă, soție, cum vrei să-i spui, de acum încoace și următoarele vieți? Practic, nici nu o cunoaște, nici nu așa, doar așa, mergi pe stradă. Fata, vrei să fii soția mea sau ceva de genul? Iar răspunsul sec al ei a fost da. În capul lor este că dacă reîncarnarea și reîntoarcerea pe pământ se poate face numai un corp uman, mănaș. Adică să ne fie bine de acum încoace următoarele vieți. Dacă și tu ai fost, nu știu, director și eu director, o să ne fie numai bine următoarele vieți. Știi? Adică din cugetări din fundul gândirii umane. Trecem mai departe și ajungem la altă cugetare și mai aparte, tot din fundul grădinii. Pentru că nu se poate să te reîncarci în maimuță cu culul gol, până pe scăruși, de exemplu, așa cum s-aude. Sau cine știe, poate purice, căpușă, și începe scandalul dintre cei doi. Ea a avut să aibă o familie în viața asta și un următoarele, știi? Sau cine știe, poate câine. Știi, ea cățea, el câine. Și cățeaua se fute cu orice câine. Mai departe. O vacă, bou, știi? Elefant. Adică cugetări din astea, deci din fundul grădinii. Ce să le zici? Deci ei se gândesc că măsorașul se termină, se duc pe lumea înapoi. A, ne întoarcem pe pământ, să îndreptăm faptele ce ne-am făcut viețile anterioare. Sau, dacă se întâlnesc pe pământ aceeași, sub aceeași înfățișare umană, poate să fie și frate și soră. Sau și mătuș. Vă v-am zis, o cugetare din fundul grădinii.